Nu te limita la o singură platformă, fii oriunde sunt și clienții tăi. E important să includem în strategie și campanii de Facebook și Instagram Ads, Huawei Ads, Pinterest Ads și, de ce nu, TikTok Ads, care au luat amploare de curând în România. Bună! Eu sunt Bianca și sunt Head of PPC în cadrul agenției DVF. În acest video vom descoperi împreună cum poți aduce mai mulți clienți pentru afacerea ta printr-o strategie de paid media inteligentă. 48% din populația României face cumpărături preponderent online, iar 72% dintre aceștia fac un research amănunțit pe internet înainte de o achiziție importantă. Această etapă de research poartă numele de ZMOT sau Zero Moment of Truth. Acum, hai să vedem dacă brandul tău se află în acest moment zero al adevărului. Să spunem că Ioana se uită la un serial și vede o rochie care îi atrage atenția. Ia telefonul în mână și începe să facă research pe Google în căutarea rochiei mult dorite. În această etapă, este extrem de important ca brandul tău să fie prezent și să-l facă pe utilizator conștient de existența sa. Acum că știm ce înseamnă ZMOT, hai să vedem cum putem fi prezenți acolo. Ei bine, răspunsul este destul de simplu. Printr-o strategie digitală integrată. Cu ajutorul campaniilor search, putem fi prezenți pe motoarele de căutare când cineva caută produsele noastre. Înainte de a stabili o structură, este extrem de important să facem un research amănunțit cu privire la volumele de căutare. Putem realiza acest lucru cu ajutorul tool-ului Keyword Planner pus la dispoziție de către platforma Google Ads. Spre exemplu, în loc să folosim în campania noastră search cuvântul modele de rochii lungi de vară, care înregistrează în medie 90 de căutări pe lună, putem utiliza cuvântul rochii lungi de vară, care înregistrează în medie 3600 de căutări pe lună. Astfel, evităm să avem o campanie limitată din cauza volumelor de căutări. Folosind campaniile de display, care sunt bazate pe bannere și targetări comportamentale și demografice, putem reveni către Ioana cu o experiență personalizată. Spre exemplu, Ioana a intrat pe website-ul nostru, a adăugat produse în coș, dar nu a finalizat comanda. Ulterior, noi putem reveni cu bannere și mesaje către ea, prin care să-i amintim că are produse în coș. E recomandat ca aceste strategii să fie bazate și pe extra beneficii pentru user. Spre exemplu, putem folosi mesaje de tipul finalizează comanda până pe 10-6 și bucură-te de transport gratuit. YouTube joacă și el un rol extrem de important în strategiile digitale de performance. Prin utilizarea unor videouri catchy, cu mesaje scurte și clare, cu o muzică specifică brandului și cu targetarea potrivită, utilizatorii își vor aminti de noi în momentul în care vor conștientiza că au nevoie de serviciile sau produsele noastre. Iar unde nu este încă apărută nevoia, cu ajutorul campaniilor video, noi o putem crea. Ultima, dar nu cea din urmă, este The Queen of All Accounts, Performance Max. Acest tip de campanie ne oferă posibilitatea să accesăm întregul inventar Google, adică search, display, video și shopping, printr-o singură campanie. Fiind o campanie full automatizată, scopul ei principal este de a atinge obiectivul setat, care poate fi creșterea conversiilor, creșterea valorii acestora, obținerea conversiilor la o anumită sumă, prin optimizarea materialelor utilizate, precum și a semnalelor la nivel de audiență. Dar hai să nu ne limităm doar la Google Ads. O strategie inteligentă de paid rezultă în abordarea tuturor canalelor potrivite pentru nișa business-ului tău. Așadar, e important să includem în strategie și campanii de Facebook și Instagram Ads, Huawei Ads, Pinterest Ads și, de ce nu, TikTok Ads, care au luat amploare de curând în România în ceea ce privește volumele de conversii și nivelul de brand awareness. Ca să recapitulăm, în continuare voi enumera 5 key takeaways de care să ții cont în realizarea unei strategii digitale. 1. Asigură-te că ești prezent acolo unde sunt utilizatorii care ar putea avea nevoie de produsele sau serviciile tale. 2. Fii prezent în rețeaua search prin intermediul cuvintelor cheie potrivite cu volume mari de căutări. 3. Asigură-te că ești alături de utilizator în toate etapele funnel-ului de marketing. 4. Folosește campaniile video pentru a-ți crește nivelul de brand awareness, precum și volumul de conversii. 5. Nu te limita la o singură platformă, fii oriunde sunt și clienții tăi. Dacă ți-a plăcut videoul și crezi că informațiile sunt de folos, nu uita să ne dai un like, un share și să ne lași în comentarii lucrurile pe care ți-ar plăcea să le afli de la specialiștii din industria de paid media.